Ne-am, o secundă, o secundă. Vă rog frumos, domnilor invitați. Oameni buni, să vă dea Dumnezeu sănătate. Suntem din nou împreună, pentru că din nou se întâmplă acum. Am doi invitați cu care discutam, îmi cer scuze, înainte să intrăm în direct, nici nu m-am prins că s-au aprins becurile roșii la cameră și că suntem în direct, fapt pentru care îmi cer scuze. Adrian Rădulescu, fost ministru al agriculturii, ministru adjunct al agriculturii și prieten al acestei emisiuni, fermier și om de afaceri, și Dragoș Frumosu, președintele Sindicatului Național al Oamenilor care muncesc în domeniul alimentar, producție de mâncare, de alimente. Bună ziua, Dragoș! Bună ziua! Cum se numește, domnule, sindicatul, ca să-i spun o dată titlul corect? Federația Națională a Sindicatelor din Industria Alimentară. Da, domnule, Federația Națională... Sau Sind Alimenta, pe scurt. Sind Alimenta. De ce am invitat pe cei doi? Din două motive. Pentru că se pricep și la alimente, se pricep și la sindicate, din trei motive. Se pricep și la politică. Pentru că împreună cu cei doi invitați pe care îi vedeți acum în, pe micile ecrane, vom discuta un lucru pe care nimeni nu l-a pus în discuție în România până acum. A apărut puțin, dă Teddy de la colegii de la evenimentul zilei de la Dan Andronic, a apărut foarte puțin în presa scrisă. Numai oamenii puternici pot pune problema așa cum trebuie. Și nu ridic acum, nu fac un laudațiu celor de la evenimentul zilei, dar merită. Nimeni n-a spus de ce vorbește Dragnea și de ce se vorbește mai abitir în ultimele 72 de ore de celebrele aprozare. Vă aduceți aminte? N-ați uitat niciunul. Aprozarele, mă refer la cei în vârstă, cei mici, nici nu știu ce sale. Aprozarele comuniste, fraților, erau, pentru, mă spun pentru cei care au până în 30 de ani vechime în câmpul vieții, erau acele locuri de unde mergea necăjimea, România necăjită, să-și cumpere cartofi, ceapă, struguri, mere, pere, fructe, legume, alea, toate românești. Nu era niciuna străină. Singurele străineze erau foarte rare și le luai pe pile. N-ajungea în galantar niciodată. Luai numai țigări, numai alte chestii. Băuturi, țigări luai. La aprozar? Nu la aprozar, la alea străine. Nu, mă, existau banane și portocale pe vremea lui Ceaușescu, dar nu le găseau. Erau și la aprozar, de Paște. Dar... Nu, dar nu apăreau. Nu apucau să apară la raft. La casele de comenzi. La casa de comenzi sau să dădeau prin spate. Bun, asta știți, dacă Dragnea a zis să vină aurul țării acasă și să facem aprozare. Bă, și m-am întrebat și eu. Că așa am fost educat la TVR acum 20 sau 30 de ani. Mă, când apare o știre de asta de nimic, întreabă-te de ce apare? De ce acum? Așa m-au învățat pe mine ăia de la TVR, postcomuniștii de la TVR. Și uite că am gândit la fel ca evenimentul zilei sau evenimentul zilei ca mine, cum vreți. Eu de-aseară mi-am propus subiectul, a apărut și pe evenimentul zilei. Erdogan i-a luat-o înainte lui Daia și bineînțeles lui Dragnea, a făcut aprozare. Economia Turciei este în recesiune, oameni buni. Vă spun așa, și așa și începe misiunea. Turcia este într-un aproape colaps economic, inflația, ca și la noi, crește, nu atât la noi cât la ei, dar crește și la ei, la noi crește și aici inflația. La ei recesiunea este asumată, la noi e mascată într-o creștere pe consum, da? Și, atenție, și la ei și la noi urmează alegeri. La ei alegerile locale, la noi europarlamentare. Și mi-am spus, da mă, acum înțeleg de ce povestea cu aprozare. Dacă să nu dau eu verdictul înainte de a începe dezbaterea, am invitat doi oameni care au legătură cu aprozarul directă. Și vârsta îi recomandă, pentru că au fost și copiii și adolescenții au umblat pe la aprozare trimiși de părinți să cumpere de-alea. Și nu numai vârsta, experiența. Și o să mai ai o surpriză pe care nu știi. Și mai am o surpriză. Da, o să o vezi. Păi suntem în direct, Adrian, poți să spui. Deci primul lucru pe care este o mare diferență între ce se întâmplă în Turcia și ce se întâmplă în România. Corect. Turcia astăzi se află într-o recesiune. E o forță economică puternică. Nu ne putem compara noi România cu Turcia sub nicio formă, da? Dar nu uita că au pus ochii. Ăia care ne-au distrus pe noi, o să-i distrugă și pe turci. Ăia care au ajutat pe turci să ajungă unde au ajuns, da? Îi vor aduce în sapă de lemn. În momentul când nu mai ești de acord cu împăratul, ajungi, deci, unde ajungi și România. Deci, lasă drag cu Facebook-ul sau ce ești. L-am acolo, lăsat, mă, nu tu, mă, Dragoș, mă, pe Facebook, l-am lăsat. Are fanii lui care au tăbărât pe el acum. L-am lăsat, Dragoș. Lasă-mă că n-am terminat. Da, nu, n-ai terminat. Zi, scuze-mă. Da? Nu, și... dacă tot n-ai terminat, să și spui că te rog eu așa să nu uiți, cine ne-a distrus pe noi? Că amândoi aveți părul grizonat. Amândoi trăiți de 29... Ia, mă, te faci barbule, tu că nu cunoști cine ne-a distrus. Nu mă fac că nu cunosc, asta e rolul moderatorului, să nu știe, să întrebe. Astăzi discutam cu niște agricultori înainte să vin la tine la emisiune și discutam cum era organizată România în comunism, că aveam o discuție de ce nu ne putem reorganiza. Pentru că ei n-au lovit unde ne-a durut cel, unde ne doare cel... În organizare, mă, zis,
sistemul comunist, cum a fost el așa, cu necazurile și toate tâmpenile lui, băi, barbule, dar știam când produceam, unde vând, cum vând și așa mai departe, te luam după stradă dacă nu lucrai, nu fac laudațiu pentru comunist. Caută, băi, imagini cu Ceaușescu pentru nostalgicul ăsta, Teddy, nu caută imagini cu Ceaușescu în alimentări, în aprozare. Nu, barbule, nu fac laudațiu și am să spun cea. Și am zis, bă, băieți, voi înțelegeți ceva. Și îți arăt, uite, lucrarea mea de doctorat 1996, în care am spus așa, vrem să mergem mai departe. Cooperativele agricole de producție trebuie transformate în societăți comerciale agricole. Terenul trebuie lucrat în comun, cum l-am lucrat până acum, pentru că ne vom chinui încă 30 de ani să facem ce aveam terenurile organizate în 1990. Și sistemul de vânzare, barbule, problema fiecărui mic agricultor, țăran, ce vrei tu? Dacă vrei să-i aducem de afară pe cei care se duc acolo... Nu poți să că nu poți să dai la egală că domnul director de imagine nu face cadru. Băi, mă ajuți? Scuze-mă, Adrian. Și dacă vrei să-i aduci afară pe toți tinerii care lucrează acolo și vin aici, trebuie să le creezi niște condiții. Toată lumea întreabă cine îmi cumpără mie marfa. Românul... Știi imediat termin, Dragoș. Românului nimeni. După aia spui tu. Uh-huh. Și îți mai spun ceva. Știu la ce bați. Sau ce e în ultima chestiune în presă. Se numește Casa de Comerț, da? Da. Care este înființată de Ministerul Agriculturii, 100%, da. Da? Și care are un management privat. Vrei să știi cine face parte? Da, normal, este în exclusivitate la BNTV. Bagă, bă, exclusiv! Primul, Adrian Rădulescu. Nu cred, pe cuvântul tău. Pe cuvânt de onoare. Al doilea. Stimați-le spectatorii, vă rog frumos, dă-mă cadru pe unul. Dă cadru pe unul. Îmi fac Sfânta Cruce, n-am știut că Adrian Rădulescu, invitatul meu, pe care l-am chemat să criticăm aceste demersuri ale puterii numită PSD-ALDE, pentru că eu cred că ce se întâmplă este de criticat. Iată că e de acord cu Daia, cu Dăncilă și cu Dragnea. Bă, sunt de acord cu românii, sunt de acord cu țara. Ia zi-mă, patriotule, ia. Ca și tine, ca și tu, altfel nu erai aici dacă nu erai. Al doilea, Rompan, știi cine e? Da, Aurel Popescu. Aurel Popescu. Mina, îl cunoști? Da. E mina. Stai mă puțin, și voi ce sunteți? Suntem membri... Și frumosuși? Să nu trecă și tu. Nu. Sindicatele n-au ce să caute acolo. Sunt membri în Consiliul de Administrație. Păi ce ai făcut, Bobiță? Și ce vreți, mă, stați un pic, bă, scrie, bă, exclusivitate de trei ori, scrie exclusivitate de trei ori. Tu ești în conducerea celor care fac aprozarele, mă? Nu facem aprozarele. Dar ce faceți, mă? Bă, domnul Dragnea, probabil... Asta e o chestiune care mă doare, că n-a fost informat cum trebuie și... Băi, stai puțin că negociez cu producătorul meu. Da, te descrie exclusiv că ai pe unul dintre membrii Consiliului de Administrație, ălora care fac aprozarele, eu crezând că el vine să critique împreună cu mine povestea asta. De fapt, e invers. Dar nu vrei, mă, să și construim? Ba da, mă, ia, da, zi-mi, da, la fel ca și tine mi-a... Zi-mi care e ideea voastră, mă, ca să înțeleagă oamenii de ce ați băgat. Eu am crezut că v-a băgat asta populist, că vin alegerile. Da, ia zi ce faceți voi în aprozarele astea? În firma asta, Măi, omul Dumnezeu. Cum se numește? Terminat. Cum se numește, mă? Casa de Comerț Unirea. Casa de Comerț Unirea, bravo. Da. Așa. Bun, acum vreau să asculți. Și eu la ora asta, care sunt membru în Consiliul de Administrație, nu pot să-l spun exact cum o vom organiza. De-aia am fost aduși acolo, ca venind în sectorul privat și neavând la ora asta niciunul din cei trei pe care ți-am enunțat, inclusiv eu, legătura cu politica, nu fac politică nici acolo, nici acolo. Venim din ceea ce deci este o structură privată? 100%. Păi să treceți pe la caseria B1, că faceți reclamă în direct. Păi bă, tu m-ai întrebat și eu. Păi eu n-am știut, bă, că ești. Păi și ce să fac? Da, bai de tate. Așa, și ce faceți? Stai puțin, că abia acum m-am prins. Care este problema cu care ne confruntăm cel mai tare? Da. Tot încercăm ca microagricultor, cel care își face o mică afacere în zona agricolă, are o mare problemă. El zice, eu produc, unde vând? Unde vând? Deci noi trebuie să găsim soluția ca acești mici producători pe care i-am distrugând formele asociative, da? Să încercăm să putem. Și care e problema Adrian, este că și tu și mine și Aurel Popescu sunteți oameni de afaceri. Da. Aveți business privat. Și asta o facem. Și voi vă puteți vinde în această casă, cum se cheamă ea, vă puteți vinde produsele voastre. Dar eu te întreb pe tine cu ce ajutați. Noi le vindem fără să... Nu, mă, voi le vindeți și fără, bine, dar eu te întreb pe tine cu ce ajutați voi cu această casă. Aprozar, ca să înțeleagă lumea, vorbim despre... Nu e mai aprozar, termină-te! Păi așa a zis Dragnea, mă, prietenul tău. Lasă-mă, a făcut... El e președinte de partid, deci n-avea cum să știe totul. Băi, Adrian Rădulescu, domnul Dragnea, șeful prietenului tău, domnul Daia, a spus la aprozare, nu eu, Tudor Barbu, ca să înțelegeți, nu-i de la mine. Bă, cu
ghilimele de rigoare, că nu știa cum să le denumească, că nu știm nici noi astăzi ce vom face concret și cum se numește. Cu ce ajutat? Nu, două întrebări, mă, ia zi, Drăguș. E posibil să urmeze altceva. Această cameră, da? Nu, nu sau camere, casă, 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 da? Spune numele, este o societate comercială. Este o societate comercială care poate așa să aibă, să construiască, să facă un mare depozit, iar produsele colectate de la micii producători în acest mare depozit să fie vândute către magazine micuțe ale sau producătorilor. Din punctul meu de vedere, către supermarket. Întrebare. Este care e diferența între ce faceți voi și ce fac afaceriștii normale acum pe piață? Care, ascultă-mă că nu știu ce vreau să te întreb. Care e diferența între voi sub patronaj politic? Nu. No. No. Ba da. Păi dacă ar face sub patronajul lui Daia și al lui Dragnea... Omule, noi suntem responsabili Consiliul de Administrație. Poate să ne schimbe. Recunosc. Cine v-a pus pe voi, mă, Consiliul de Administrație? Ministrul Agriculturii. Păi și eu ce spus ea din urmă? Da, și? Că ești sub patronaj politic, da? Păi și tu ești un patronaj politic al celor care te conduc. Așa. Și dacă nu faci ce zic, ei te dă afară. Bă, e accidental, ai greșit. Aici... accidental ai greșit tu. Aici nu mă, pe mine nu m-a pus aici, nu m-a pus aici nimeni dintr-un partid politic. Bă, una, bă, al doilea, e singura televiziune. Este singura televiziune care n-are candidat la alegeri. Ce e mă, te-a pus un patron aici, te-a numit un patron? Nu mă, nu mă, m-a angajat un patron. Te-a angajat un patron. Și pe noi tot un patron. Păi da, diferența de mine și tine e că pe mine nu m-a angajat statul. Pe mine m-a angajat Oancea și Păunescu. Bun. 50-50 patronii acestui post. Perfect, și pe noi ne-a angajat tot aia care ne poate păi nu te-a angajat, pe tine te-a angajat partidul, era să zic comunist român. Pe tine te-a angajat urmașul partidului comunist român. Nu mă vorbești prostii, no. Hai să nu mai facem nimic. Hai mă, să nu, zim ce faceți. Zim ce faceți. Acum pe bună, hai că m-am înfierbântat, că știi că eu nu suport să fiu acuzat pe nedrept. Uite, Dragoș, așa zi, zi Dragoș. Deci, ideea este că de foarte multă vreme noi batem câmpii cu absența unei asociații, da, care să aibă un depozit, da, care să colecteze marfa de la micii producători, astfel încât ăla săracul să nu mai spună că n-are un s-o vândă sau că o pierde pe câmp, că îi rămâne acolo. Da. Asociația s-o vândă mai departe. Da. E, această casă română este de fapt o societate comercială care poate să facă contracte cu toți micii producătorii și să controleze probabil să regleze prețul în piață. Ok, prețul în piață și producția, tipul de marfă, să nu mai facă toți ceapă, toți roșii, toți. Deci în funcție de cerința piesei... Și cine făcea asta, mă, Consiliul de Stat al Planificării. Ok, și în Germania, în Franța, băi, fraților, băi, amândoi, stați un pic. Da. Să nu credeți că am spus critic. Nu. La Paris am fost eu, asta eram e la TVR, Consiliul de Stat al Planificării se numește exact așa. Acum, Conseil d'État de la Planification. Exact. Planificarea se face pe un număr, dar noi ziceam franceză, care nu e comunistoidă și nici comunistă, se face să prin... Să spun care e mare... Dar eu te întreb pe tine altceva. Nu, o să văd eu mașini, eu, Tudor Barbu, care umblă prin județele țării, să ia de la Necăjitul de Țăran, ceapa, ridichea... Numai cu ei lucrăm. Păi, dacă eu vin și mă angajez. Mă angajez la voi la firmă. Nu, că nu știi meseria asta. Lasă-mă că nu... Tu fă-o aici, ajută-ne de aici. A? Ajută-ne de aici. La, treceți pe la caserie, nu, faceți contract legal cu B1 TV și vă ajutăm, vă susținem. Și fiind de stat, ne faci reducere la jumătate. Ascultă-mă un pic. Da, da, stai un pic. Stai să nu, dar ascultă-mă un pic. Da, hai zi. Eu și cu tine, da? Prieteni de-a ta, ne hotărâm că ne facem o societate comercială să cumpărăm și să vindem legume. Corect? Da. Bun. Noi doi, care... De ce ne-am adunat și de ce să facem chestia? Să facem profit. Da. Și luăm cât, cu un preț cât putem de mic, da, și să vindem cu un preț cât putem de mare. Da. E, această casă de comerț nu și-a propus să facă profit mare. Va face un profit că nu trebuie să cheltuie banii statului. Răspundem de ei. Da. Da. Una este să pună un adaus de 2-3%, da, că nu mă interesează să fac profit, repet încă o dată, și alta e tu și cu mine și cu el, să ne toți trei, care trebuie să punem profit, că trebuie să avem copii. Băi, e prima oară când vorbești, cel puțin eu n-am auzit. Auzi prima oară de la tine, eu n-am auzit. E prima oară când vorbești la o televiziune despre acest proiect, da? Da. Bravo. Eu te întreb așa, în cât timp va simți românul, și atenție că te antamezi acum, da, te leg de gâie ca pe iobagi. De-aia leagă-mă. Când va simți românul că scade prețul, dă-mă, scoate-l pe Dragnea de aici, bagă cereale, bagă legume. Când va simți românul că îi scade la tarabă, la supermarket, unde vrei tu, prețul, la cartofi, la ceapă, la ridic, la legume, fructe, urmare a acestei inițiative? Mă, cu un leu pe chil. Da. Pentru că dacă nu îi scade, înseamnă că vă alinia și voi la politica... Uite, asta e exclus. Vrem să reglăm și piața de importuri.
E foarte important. Cum? Păi hai să-ți dau un exemplu simplu. Știi de câte ori față de prețul cu care intră banana în România dai tu pe această banană? De 10 ori. Nu numai pe banană. Nu, am dat un exemplu. 8 ori, 10 ori. Nu, de 3 ori. De 3 ori. Păi și o să cumpere casa de comerț și o să dai cu 0,5. Păi de unde luați voi banane? Din Africa. Păi și asta e mai puțin. Păi da, puțin da. Că până inclusiv că... comerț. Păi atunci înseamnă că toate guvernele României de 29 de ani ne-au jefuit. Nu ne-au jefuit, mă. Da, n-au avut ideea asta. Nu, nici interes. Ai, mă, băi, Adrian, te rog eu frumos, deci, suntem amândoi prea bătrâni și prea înțelepți ca să ne păcălim în emisiune direct. Ascultă-mă puțin. Repet, dacă Adrian Rădulescu are dreptate, așa? Și eu cred că se poate face. Și îți mai spun ce? Am optat și am militat pentru această idee pe care ei acum o vehiculează încă de la OTV, de acum fix 10 ani. Bă, hai să facem noi în țară și să nu ne mai lăsăm furați. Nu? Mi s-a dat în cap că e populism, că e neocomunism, că este... Acum ideea, repet, nu pot fi suspectat că sunt avocatul lui Dragnea, lui Dăncilă sau al lui Adrian Rădulescu, nici cum, sau lui Daia, nici cum. Dar eu te întreb așa și n-ai vrut să răspunzi. Când va simți românul efectul acestei... Nu mai repede un an. Nu mai repede de un an. Nu. Bine. Și o să țin minte. Tudor, bă, înainte de Paști la anul, dacă ne ține Dumnezeu sănătoși și îl limit pe Rădulescu aici... Cine ține, mă, de ce să nu ne țină? Tudor, vreau el să... El știe, vreau are tainele lui. Dar mai spun ce aș cu asta, da, te rog, numai atât. Reține ce spun eu. Dacă partidele nu înțeleg că trebuie să preia de la unul la altul această casă de comerț și cum vin... Că peste 2 ani poate să te alege, nu mai stă ăștia, stă alții. Și primul lor lucru este să demonteze aceste... Știi ce va face primul partid care vine la putere? Va schimba Consiliul de Administrație. Vă va da jos pe toți trei, pe tine, pe mine, da, și pe cum îl cheamă, pe Aurel Popescu. Bă, dar am încercat eu, ca român, mi-am făcut datorie. Păi deci primii trei veți fi arși voi, da, pe care i-ai citat azi. Da, mă. Afară. Bun. Vin alții trei, care aia trei vin cu alte afaceri, cu alte interese decât voi. Și s-a terminat. M-am mai provocat și acum îți mai zic ce nu vreau să spun și uite, pentru tine o fac. Știi când m-am gândit când mi s-a ofertat acest post? Mm. Aproape o lună de zile. Azi ziceam, mă duc, mâine ziceam, nu mă mai duc. Și la un moment dat zic, bă, dar idiot sunt, dacă nu mă duc acum, când e la început și pot și știu și știm cu toții cum să o facem, când am convins unul pe altul să intrăm acolo, da? Stând pe margine, ce am să fac? Și știi ce vreau să spun? Eu n-aș vrea să transformăm o idee de a vinde produse, de a colecta produsele românești și de a le vinde populației și de a crea o concurență hipermarketurilor de care ne plângem și să o transformăm într-o chestie politică. Corect. Eu spun un singur lucru. Este o idee de meseriaș al lui Daia, de să fie clar. Iau în balanță meseriașul Daia, nu politicianul Daia. Deci... Și niște secretari de stat. Și niște secretari de stat, corect. Unu, de fapt. Unu. Hai mă, lăsi macurile, facem laudați. Nu, așa, nu e vorba de laudă. Așa, dar nu e vorba de laudă. Așa. Ideea este că tot timpul am discutat și am spus nu avem asociații, nu putem să facem. Dom'le, ce s-a întâmplat în 90? Am distrus CAP-urile că se numeau cooperative. Nu, da? Aia care le-au distrus au fost criminali. Bun. Iescu și cu Roman. Criminali. Toți. Nu. Și după aia. Am distrus sistemele de irigații, exact. Am distrus sistemele de irigații care erau necesare. Bă, dar tu, ia stai puțin, Dragoș, că tu n-ai fost în politică, mă. Bă, dar tu ce ușor spui, bă, Adriane. Toate partidele, păi și tu n-ai fost, mă, ministru adjunct într-un partid. Lasă-mă, că până acolo era România distrusă. Despre ce vorbești? Deci România păi, dar tu când ai fost, stai mă puțin, când ai fost ministru adjunct? Așa. Pe vremea lui Traian Băsescu, pe vremea domnului președinte. De ce n-ai făcut, mă, cooperativa asta? N-am făcut, am făcut altceva, mai deștept. Ai făcut Muntenia. Nu, lasă, da. Am făcut-o înainte. Și Muntenia era o idee deșteaptă. Tu știi că astăzi eram importator net de ce înseamnă carne de pasăre și carne de porc? Nu spune nimeni chestiunea asta. În momentul, în 2010, orice forme de sprijin de dar România erau neconforme cu Uniunea Europeană. Suntem și sunt împreună cu colegii de la Ministerul Agriculturii, că am fost o echipă, n-am fost singur, da? Care am inventat bunăstarea la pasăre și porc. Astăzi ai 100% carne din pasăre. Din păcate, ideea cu porcul nu a reușit pentru că era prea puține ferme atunci și e un factor complex ca să-ți discut toate chestiile. Acum, dar altfel, nu aveam barbule, eram dependenți 100%. Mai acum, acum vreau să spun un singur lucru și poate să se supere oricine pe mine. Prezența ta și al Aurel Popescu în acest Consiliu de Administrație este extraordinar. Din punctul meu de vedere, ar mai fi trebuit să fie un președinte de asociații, da? Este unul, dar unul tânăr, nu, de cooperativă. Așa, dar nu... Dar nu Rompan, pentru că... Nu-i Rompan, Rompan, iartă-mă, Rom Alimenta, nu Sorin,
Pentru că în Roma Alimenta Bordul, în procent de 90%, e format din reprezentanța ai companiilor multinaționale. Eu am spus lucrul ăsta și îl repet. Poate să se supere Sorin pe mine, suntem prieteni, dar trebuie să privim real. Sorin a pierdut funcția de președinte al Asociației Române a Cărnii pe mâna lui. Și noi știm de ce a pierdut-o. Deci, acolo trebuie să fie niște oameni integri, niște români adevărați, oameni cu experiență. Aurel Popescu știe ce vrea de la grâu, de la pâine, de la tot. Tu știi ce vrei de la partea de agricultură. Și Mina știe, dar are el o chibă. Are el o chibă. Da. Deci... Bă, Mina, dacă încearcă să facă ceva, mă, să spun aici, dar nu ne interesează supermarketurile. Mina, dacă încearcă să facă o chestiune, că de-aia ținut cu supermarketul tot timpul, îl zvâr la afară și o să ajungă șomer. Că îi dăm de mâncare pe stradă fiecare cât un leu. Deci eu îmi doresc ca și în politică. Mâine eu aș intra în politică dacă aș ști că s-ar face corect, dacă ar fi cineva. Cine vrei să-ți garanteze? Nici dracu să-ți garanteze. Să ajungi și la pușcărie. Nu știu, la tine, Dragoș, ne știm de 20 ceva de ani. Și nu ne știm ca prieten. Corect, ca corect. Care, zi-mi un nume de politician pe care știi tu corect. Zi-mi-l tu. Eu cred că un 20% zi-mi ar fi... Zi-mi acum, în direct unul. Scapă acum, că nici nu mai mă... Tudor Barbu, mă, spune-i unul. Lasă-mă pe Tudor Barbu. A fost și nu mai e. Tudor Barbu a plătit corectitudinea din politică. A plătit-o cu capul. Oamenii corecți plătesc. Asta este marea problemă. Eu vreau să spun ceva și îmi asum ce spun oameni buni. Ideea de a face ceva ca țăranul român să poată nu pune o brazdă de ceapă, vinde o brazdă de ceapă. Exact. Și român... nu face 60 de ari de pământ cu vie, să vândă struguri și vin. E, ideea asta eu o am și o propovăduiesc de cel puțin 10 ani. Și românul... Dacă vouă vă merge, Adriane, să dea Dumnezeu. Dacă vouă vă merge, asta este, cum să zic, una dintre pârghile cu care se poate salva agricultura românească. Eu aflu în direct acum care e de fapt adevărul. N-am știut. Dar, dacă nu vă merge, înseamnă că ați făcut o jigodenie oneroasă nu. Și pe bani, pe nu. Bani, sub o umbrelă. Că, atenție, voi faceți business cu banii mei. Nu, atenție. Adrian, deci, voi faceți business cu banii mei, Tudor Barbu, și al oamenilor care... Mai face că tu n-ai fost în stare. Nu, de acord cu tine că eu n-am fost în stare. Uită-mă puțin. Uită-te la o cameră, la care alegeți tu o cameră. Uite camera aia care s-a aprins becul, uită-te la ea. Știi ce nu știi tu? Și zi în camera aia, băi români, Adrian Rădulescu mă cheamă, eu fac afaceri cu banii voștri. Nu fac afaceri eu cu banii voștri. Dar cu cine faci, mă, nu-s banii statului? Sunt banii statului. Banii statului să-i mei. Da, dar dacă vin cei de la Curtea de Conturi și ne controlează, ne bagă la pușcărie. Adriane, banii statului deci sunt ălora care se uită la tine în camera. Eu vreau să spun... Și noi pentru cine vrem? Pentru țară. Asta e. Nu fac pentru mine. Eu nu fac pentru mine. Adrian, ascultați-mă puțin. Deci eu vreau să vă spun un lucru. Două persoane, Aurel Popescu și Adrian Rădulescu, dacă vor simți că în joc e o mânărie, pleacă. Ascultați-mă, ascultă-mă ce spun. Ce spune și deci de ascult. Dar ce este foarte important dacă se reușește, în afară de faptul că amărâtul aș vinde tot și câștigă mai mult, românul mănâncă mai sănătos și mai ieftin și creăm o concurență reală hipermarketului. Bă, ai sprijinul serviciu. Știi, mă, de ce nu faci? Ascultă întrebare, mă. Ai tu, crezi tu că ai, că n-ai discutat, cred, sper că n-ai discutat. Dacă răspunzi și la asta, înseamnă că mă las de meserie. Aveți voi sprijinul lui Gabi Vlase și al lui Eddie Helvic să vă luptați cu mafia tirurilor de la frontieră care... Ascultă-mă până la cap, Adriane! Helvic și Vlase vor fi alături de tine sau de Daia sau de Dragnea sau de cine, de Tăricianu, de... în lupta cu tirurile care intră cu banane, ca să dăm generic așa un titlu, și care rup în două agricultura românească. L-am auzit pe Dragnea spunând că vrea brânză din afara țării. Bă, la harneală, la prosteală. Că, domne, vreau ca brânza pe care o mănâncă românii și vine brânza de afară să aibă și lapte în ea. Păi, băi, Dragnea, iartă-mă că-ți spun băi. Aici, la masă, am făcut 7, 8, 10 emisiuni nu cu Rădulescu, treabă, cu Costel Caraș, în care ți-am arătat, bă, Dragnea, câtă brânză intră cu lapte și fără. 80% n-are nicio treabă cu vaca, bă, băiete. Tu nicio treabă. Că nu e treaba lui Dragnea aici și păi, da, bă, Dragnea, și pe nici a serviciilor. Băi, ascult aici. Da, foarte simplu. Eu îi las pe oricine să facă comerț, n-am nicio treabă, numai că intru și eu în concurență cu el. Eu mi-aduc banane la un preț mai ieftin, sau portocale, sau lămâi, sau kiwi, care nu le producem aici, și el să vină cu alt preț, să vedem de la cine cumpărați. Bine, întrebare pentru tine sau pentru Daia prin tine. Poate să uită și domnul ministru sau îi raportează cineva cu smerenie întrebarea. Domnul Daia, dacă tot v-ați apucat să ajutați agricultura țării, nu vreți, domnule, să-i ajutați pe români să facă
cadastrarea, intabularea și rezolvarea problemelor pământului. Ca țăranul român să poată beneficia pe bune de pământ, nu să-l vândă pe nimic. Dai mă liniștit că am să răspund eu. Am încercat eu, am avut și lege în Parlament. Când eram președintele Comisiei de Agricultură, am... Știți cine nu vorma? Cadastriștii și ai noștri. Pentru că nu vrea să... Da, mă, nu vrea 50 de euro, 50 de lei pe hectare. Nu vor cadastriștii, mă. Cine sunt, mă, cadastriștii? Păi aia care trebuiau să dea acolo. Adrian Rădurescu, cine sunt, că nu-i ca nimeni. E, na. Nu vrea cadastriștii? Păi cu sprijinul politic, pentru că nu eu. Mulți politicieni au firme de cadastru și ce vrea. Una e să iei 2 milioane rog, pe hectare. Rog foarte serios toți telespectatorii care se uită la emisiunea asta, e o emisiune de excepție. Să nu creadă o silabă din ce a spus Rădulescu. Nu vor cadastriștii? Păi cadastriștii se duc la pușcărie. Ce cum se duc? Dacă nu vor, este sabotarea, a, sabotarea. N-ai înțeles, n-ai înțeles. De cap. Bine, mă, în parlament explică-mă tu. Băi, fost parlamentar. Da. Când trebuia să în parlament sunt cadastriști, bă, în parlament sunt gulere albe, mafioți, mulți. Da. Șefilor. Arată-mi câte astfel de legi au și sancțiuni. Că aici este marea problemă. Dacă nu am sancțiune, el refuză. Ascultă-l pe ăsta că tu ai dus o discuție în altă parte. În Parlamentul Țării ai dreptate, Mariana. Aveam bani, am sunt avut tot ce trebuie. Sunt șefii ălora care nu vor. Băi, dar atunci, băi, oameni buni, înțelegeți ce spuneți? Vă spun și eu, fost senator, Rădulescu, fost parlamentar, fost deputat. El și fost ministru adjunct. În Parlamentul României, acolo unde noi trimitem oameni prin vot, sunt șefii ălora care nu vor ca agricultura să meargă. Mai spun o dată, șefii ălora care nu vor ca țara asta să aibă pită, să aibă slană și să aibă ceapă ieftine, sunt în Parlamentul României. E adevărat, mă? Da, eu vă păi da, asta nu înseamnă că nu vor cadastriștii, mă, Adriane. Ok, te rog să mă scuzi pentru formulare. Păi nu vor cadastriștii pentru că patronii sunt acolo. Exact. Aia e toată chestia. Da. Deci, Barbu, hai să lămurim niște lucruri. Eu înțeleg că democrația nu poate fi făcută în nicio țară decât cu de către partidele politice. Din păcate, noi trebuie să milităm pentru reforma partidelor politice. Stai o secundă să scoate un act de reparație. Scoate-te din banda roșie cu Turcia, că acum îmi dau seama, n-are nicio legătură. Scoate banda, am calculat eronat similitudinea de situații. Turcii merg la aprozarele lui Erdogan din cauza situației dramatice și a apropierii alegerilor. Aici aflu în emisiune în direct că lucrurile... Și se... de Erdogan cu cei care vor să... aducă Turcia mult înapoi pentru că și-a luat-o în cap. Da? Când încerci să te lupți cu marele putere... Nu mi-a o întrebare pe care ți-am pus-o și a fost acoperită de aceste de vociferele pentru care îmi cerci scuze. Cine anume sunt cei care au asasinat? Cei pe care noi astăzi îi prea slăvim și am făcut o experiență în România, cum arestăm toți politicienii, da? Că au dreptate, ăsta e incomod, e pe listă, Radel. Tot așa și Erdogan în momentul când și-a permis să facă ce a făcut în Turcia și a umilit, efectiv pe americani, americanul se aducă tot aici. Ce s-a întâmplat în Turcia este laudat. Băi, ești nebun la cap. Nu sunt, mă, sunt sănătos. Nu, oameni buni, iertați-mă, în Turcia a fost și este o prigoană împotriva unor oameni, unor zeci de mii de oameni, ziariști, militari, civili, judecători, procurori. Sunt zeci de mii de oameni băgați. Tu crezi că noi suntem departe? De ce? Noi suntem în luptă cu judecătorii, judecătorii cu noi, procurorii ei între ei și cu judecătorii și mai îți dau exemple câte sunt în România, numai că noi am avut forța economică și puterea Turciei. Da? Să avem... Măi omule, deci eu vreau să vă spun următorul lucru și sigur că nu vreau să sar subiectul, dar vreau să se înțeleagă. Noi suntem o groapă de gunoi, chiar nu înțelege nimeni. Deci eu mă lupt, spre exemplu, acum cu Nezleu, că închide fabrica pentru un pachet social al oamenilor și directoarea de resurse umane, care este o englezoaică, spune că suntem în România, nu în Uniunea Europeană. Despre ce vorbim? Da, deci, fac precizarea pentru CNA, scandalul Nestlé și închiderea fabricii românești care făcea Napolitana Joie este subiect public, ca să nu credeți că e reclamă sau că am dat în firma Nestlé. Iar dacă Nestlé dorește, poate să facă drept la replică, să ne spună, e un lider, nu ca să înțeleagă, mă, că mă trezesc cu ușa de la CNA pe cap, că de ce s-a pronunțat numele? Dar crezi că români nu puteau să facă Nestlé? Puteau! Dar de ce n-au făcut? Și mai mult decât atât, noi discutăm despre alimente că vin trucate și cum vin. Același lucru e la cosmetice, același lucru e la mașinile noi care vin în România, au defecte, același lucru la săpun, fratele meu, iau un săpun din străinătate lichid și ia aceeași marcă de România, să vezi diferența. Doamne, mai cu de când aștept, îmi fac Sfânta Cruce în direct, de când
aștept emisiunea asta, Doamne, de când o aștept să văd eu doi oameni cu care nici măcar nu antamasem subiectul, că spun ceea ce eu, Tudor Barbu, spuneam acum 9 ani, 8 ani, 10 ani la o altă televiziune. Că țara e jefuită, scriam pe pereții studioului. Și cine a jefuit-o, și anul, și liderul politic, și președintele. Că s-au distrus CAP-urile, am fost singurul. Bă, nenorocitul ăla de la OTV, vai de mama lui. Uite-mă, în sfârșit, un fost ministru, un președinte de sindicat puternic în România. Bă, dar că am fost și președinte de CAP pe timpul lui Ceaușescu, în afară că am plecat la iase. Bun. Nici nu știu, e atât de bună direcția pe care a plecat emisiunea din greșeală, încât nu știu dacă să fac... Nu cred că din realitate și din dorința de a schimba ceva. Da, mă, stai, mă, că abia acum facem o emisiune fabuloasă. La Cotroceni, ziua francofoniei, președintele Iohannis. Luați-o pe asta. Modernitatea și europenizarea țării noastre s-au construit pe principii și idealuri promovate în lume prin intermediul limbii franceze, desăvârșindu-se în politică, educație, dar și cultură. Francofonia însă nu este doar despre trecut. Astăzi, marile provocări internaționale fac mai actuale ca oricând obiectivele și misiunile Organizației Internaționale a Francofoniei. Angajamentul dumneavoastră, doamnă secretar general, în dosarele care privesc consolidarea relevanței organizației în cadrul multilateralismului, schimbul de expertiză între țări și regiuni francofone, economia digitală, egalitatea între femei și bărbați, ca și problematica tineretului, ne-au convins să vă susținem candidatura la someul de la Erevan de anul trecut. Mă bucur să constat că o serie dintre prioritățile mandatului dumneavoastră sunt și ținte ale societății noastre, direcții în care mișcarea francofonă se poate bizui pe sprijinul politic și pe experiența României. Mișcarea francofonă spune lumii de aproape 50 de ani că ceea ce omenirea are mai valoros este diversitatea în care omul își exprimă libertatea și creativitatea. În valorizarea libertății, societatea omenească nu cunoaște un alt instrument mai bun decât educația. Educația este un contributor primordial în construirea unei lumi inclusive, a păcii și a dialogului pașnic între civilizații. Educația este totodată calea care le permite tinerilor să descopere valorile și să-și stabilească țintele pentru a se forma profesional, civic sau politic. O astfel de abordare nu va întârzia să dea rezultate. Un exemplu elocvent în acest sens este prezența alături de noi a unor tineri remarcabili. Mă bucur să vă salut, dragi olimpici și premianți la concursurile naționale și internaționale de limba franceză. Vă felicit pentru rezultate, pe voi, dar și pe profesorii voștri, și vă îndemn să continuați explorarea diversității culturale a umanității. Stimată doamnă secretar general, doamnelor și domnilor, în calitatea sa de far al francofoniei în regiune, România derulează o serie de proiecte care pot deveni modele de urmat pentru celelalte state din organizație. Mă refer aici la programul burselor academice de cercetare Eugen Ionesco, de care din 2007 au beneficiat tineri din 39 de țări. Un exemplu similar este proiectul România Educată, o prioritate a mandatului meu, care este cea mai amplă dezbatere publică din societatea românească de până acum. Ne-am întors în direct în pauză și acum vorbește la telefon Adrian Rădulescu în continuare. Dar mă, să vadă lumea că vorbește la telefon, că poate nu mă credeți. Uitați-vă și voi, vorbește la telefon în direct în emisiunea mea. Spune-mă că ești accidental, ești într-o transmisie de televiziune. E domnul ministru Bătănoiu.
Cine? Domnul ministru. Salută-l pe domnul ministru și spune-i că data viitoare vorbim, domnul ministru, iertați-ne, suntem în direct. Domnul Dacian Julian Cioloș și domnul Dragnea se fac securiști unul pe celălalt. E posibil că amândoi să aibă dreptate. Noi nu ne băgăm, suntem imparțial. S-ar putea ca și el să aibă dreptate și Dragnea. Repet, nu ăsta e subiectul. Că să facă ei securiști între ei, nu mă interesează. Că amândoi îl fac securist pe Ponta, nu mă interesează, s-ar putea să aibă dreptate. Securist extern, la Ponta e cu SIE. Pe mine mă interesează, pe mine, că partidul și, de fapt, oamenii domnului Cioloș spun lucruri în spațiu public, nu neapărat greșite. Prost interpretate de presă, ca să spun așa, corect. Ca și copiii spun lucruri trăznite. Cam da, domnul Rădulescu. O distinsă doamnă, Oana Bogdan se numește, o să o vedeți imediat pe micul ecran. O știți, a devenit celebră cu proprietatea, să nu mai avem proprietate privată, să nu mai trăim în familie, să trăim în grupuri, să... Acum ne-a explicat cum e cu locuințele de 70 de apartamente în care trăiesc unii bătrâni care au grijă de copiii tinerilor și tinerii de bătrâni ca să nu se mai ducă bătrânii la azil. Ok. Un singur lucru, o să vedeți un interviu făcut de colegii de la G4 Media. Un interviu în care doamna Oana Bogdan nu minte și nu este proastă cum cred unii. Unii în spațiu public, mulți au considerat-o, lasă-o, domne, că e proastă, nu mai băgați în seamă. Doamna cu pricina nu este proastă deloc. Vă spun eu și dumneavoastră dacă vreți să mă credeți bine, dacă nu, nu. Doamna Bogdan, Oana, îi spune președintelui Klaus Werner Iohannis, noi, adică ea, Cioloș și ai lor, nu te susținem ca președinte al României. De unde traducerea asta? Simplu. Ăia de la G4 o întreabă, cum evaluați mandatul lui Iohannis? Nu mă interesează, nu pot să-l evaluez, nu e treaba mea. Este clar. Pentru oricine are un dram de creier, adică are măcar doi neuroni care fac sinapsă. Oamenii ăștia sunt adversarii de moarte a lui Iohannis pentru turul 2 la finalul din iarnă. Deci PSD-ul va avea un reprezentant, probabil Dragnea, și al doilea va fi Iohannis cu PNL-ul sau Cioloș cu Oana Bogdan și cu ai lor. Drama nu a mea, nu a noastră, nu a nației, drama lor, a Plusului, a PNL-ului și a USR-ului, este că niciodată, conform dictonului românesc, niciodată n-au încăput două săbii într-o teacă. În loc de finală, un singur loc e pe dreapta. Unul e pe partea altă, pe stânga. E pe dreapta, acum, prosteala pe care o fac și în media și pe peste tot ăștia lui Cioloș și lui Barna. Bă, noi suntem pe dreapta, suntem cu președintele nostru, cu Iohannis, minte. Domnul Dan Barna când dorește, indiferent de la USR cine vrea, aici, în locul lui Rădulescu sau în locul lui Dragoș Frumosu, aici îl aștept, oricine dorește. Eu îi demonstrez în sub 10 minute că mint. Nu îl susțin pe Iohannis. Poftim? Ești de acord cu mine? Mint. Este? Mint. Bravo, Dragoș. Mint. Bravo. Da? O, atenție, oameni cu experiență. Și îți mai spun ceva. Cu toată dorința lor pe care le insuflă alții de la spate, ca să vorbesc plastic, o să aibă o mare surpriză. În turul 2 va intra domnul Iohannis, niciunul de-al lor. Vă rog să citiți pe ecran, va apărea la inegală, cum se cheamă, fereastră mică și fereastra inegală mare, va apărea o parte dintr-un interviu, citiți-l, sunați-vă prietenii, vecinii și rudele, citiți-l, oprește-l puțin, Teddy. Lasă-l așa. Repet, dacă citiți atent și ce scrie, dar mai ales între rânduri, între vorbele doamnei Oana Bogdan, veți înțelege exact mesajul pe care această doamnă îl transmite direct, fără niciun fel de prosteală. Femeia mimează că nu știe. Femeia nu știe cum să spună ce are de spus, de așa fel încât să nu înfierbânte oala, s-o ducă la temperatura de clocot. E teamă să spună cu cuvinte pe înțelesul tuturor. Bravo mă, Adriane. E exact cum spune Adrian Rădulescu. E teamă femeii să spună pe înțelesul tuturor. Și atunci o îmbârligă. Eu știu genul de mesaj. Nu vreau să se supere nimeni. Am tot respectul pentru cei care participă la spiralele MISA. Pentru toată lumea care are orientări, gândiri și reacții altfel decât majoritatea. Nu spun mai bune sau mai rele. Doamna și cu domnul Cioloș și cu alți 2-3 oameni din elita Plusului au acest gen de abordare. Cioloș l-a avut cu noi, cu liberalii, în 2016. Prosteala asta pe care PNL-ul o plătește și azi. Aia cu Blaga, Gorghiu și Cioloș. Vă aduceți aminte? Eu n-am să uit niciodată. Nu e nicio frustrare.
Pur și simplu este una dintre marile păcăleli, marile prosteli pe care acest partid de 150 de ani aproape, numit PNL, le-a trăit și le-a suportat doar pentru că a fost naiv. Acum, el, PNL-ul, împreună cu susținutul lor, al peneliștilor Iohannis, sunt ținta aceluiași gen de atac. Numai că Iohannis în 2016 parcă îl mângâia pe Creștet, pe Cioloș. Mi s-a părut mie. Poate așa se vedea de la mine. Citiți ce spune doamna Bogdan, Oana Bogdan, ca să înțelegeți că nu e nici prostie, nu e nici dreptul de proprietate, nu. Este un europenism tradus pentru... Oprește-l puțin. Termin în 20 secunde, Teddy. Europenismul ăsta tradus pentru români. Și să vedeți că la asta există și reacția. A venit Ghiță și le-a spus dacă e prin păștia pe stradă, pe aldă hashtag rezistă, îi batem cu bâtele. Nu credeți? O să vedeți imediat. Dă-i drumul să curgă. Părerea ta, Adrian, despre Cioloș și Iohannis, bătălia pentru locul dreptei în finala de la toamnă. Eu nu e corect și nu e frumos, pentru că am fost și sunt prieten cu Cioloș, nu nec chestiunea asta. Am lucrat împreună, i-am fost director de cabinet. Am lucrat împreună în Liga Asociațiilor Producătorilor Agricoli. Am o relație ok. Bineînțeles că, din păcate, am luat-o fiecare pe drumul lui. Mi-ar fi plăcut să fiu împreună cu el, dar nu s-a putut. Avem opinii diferite. Și eu cred că greșește foarte mult. Eu niciodată nu mi-am trădat prietenii, niciodată cel care m-a ajutat i-am pus piedică să cadă și niciodată, chiar dacă aș fi favorit și aș fi cel mai bun și ar trebui să candidez, eu n-aș candida dacă aș fi în locul domnului Cioloș împotriva domnului Iohannis. Niciodată. Am timp. Cioloș e tânăr, e tot ce vrei, să-l candideze alții contra lui Iohannis, nu eu, Cioloș. Dragoș frumos. În primul rând mă gândesc la ceea ce spuneai mai devreme. Dacă toți au dreptate și toți reprezintă niște servicii, unde naiba ajungem? E o întrebare pe care mi-o pun și e bine să ne o punem cu toții. Dacă toți au dreptate, dând vina unul pe altul. Pe de altă parte, eu o spun sincer, la fel cum a spus-o și Adrian, pentru că întotdeauna mi-a plăcut să fiu un om cinstit și tranșant. Nu l-am iubit niciodată pe Cioloș. Pentru mine Cioloș nu a fost un ministru al agriculturii. Nu mi-a plăcut. Deci eu îl știu pe Cioloș și în 2004, când stătea și făcea anticamere la Ministerul Agriculturii să-și găsească un loc de muncă în minister. Ascensiunea lui dintr-o dată imediat, pentru mine îmi apar foarte multe semne de întrebare, la fel ca și plecarea lui la Bruxelles. Cioloș a fost, și o spun eu, și nu o spun că e Adrian aici, am mai spus-o și în alte emisiuni fără Adrian lângă mine, Cioloș a fost un ministru pentru că Adrian Rădulescu a fost lângă el. Vreau să se înțeleagă lucrul ăsta. Eu am crezut în Cioloș. E ok. Probabil că Cioloș a ascultat niște puncte de vedere pe care tu i le-ai prezentat și niște propuneri, știind că ești un meseriaș. Dar dacă stau să mă gândesc la un singur lucru pe care am încercat să-l schimbăm atunci și dacă îl reușeam, eram departe, acel cod cu hipermarketurile, ăla a fost o poveste, ăla a fost o poezie fără rezultat înainte ca Cioloș să plece la Bruxelles. Nu, opriți-vă. Acolo a fost ideea mea. A fost ideea mea? Nu. Păi nu. A fost ideea cu supermarketul. N-a avut finalitate pentru că... Hai să discutăm concret. A venit Mina și a zis, băi, eu nu pot să mă poziționez aici că mă dă afară. Ole, vezi că ești în Consiliul de Administrație cu el, spuneam ceva mai devreme. Dar nu e nicio problemă că el a recunoaște unde a greșit. Sau nu unde a greșit, unde n-are variantă. Da? Dar da. Eu am variante. Bine, eu vă întreb altceva. Bine, hai să nu discutăm despre istoricul, viața romanțată. Păi nu, da, discutăm de o persoană importantă. Eu te vă întreb altceva, Dragoș, și pe tine și pe Adrian. Bătălia asta, de ce nu este bărbătește asumată de Cioloș? Un. Dom'le, eu mă lupt cu Iohannis pentru locul acela pe care dreapta politică... Și merită. Îl are, nu, obligatoriu, îl are. În finala cu reprezentantul PSD-ului. Păi e rușine pentru că a greșit. A greșit atunci când i-au pus partidul pe tavă și l-au invitat să fie președinte. Și a zis, eu nu fac politică, am promis că nu fac. Cu liberalii? Mai da. A fost mai grav. Nu că i-au oferit, i-a prostit, părerea mea, și pe Blaga și pe Gorghiu. Am făcut mii de afișe pe fiecare comună, mii de afișe cu el și la jumătatea campaniei electorale 2016
Cioloș s-a dus la TVR. Dacă este adevărat, a întrebat cum își permit liberalii să-mi folosească mie imaginea campanie. Dacă e adevărat ce spui tu, dacă e adevărat ce spui tu, așa cum îl cunosc eu pe Cioloș, n-a fost decizia lui. Păi, cu atât mai grav. Înseamnă că, nici da, măcar, e foarte grav. Înseamnă că n-are nici măcar bărbăția să-și asume niște gesturi. N-a fost decizia lui. Înseamnă că trebuie să mă uit după lesă. El doar este purtătorul lesei și trebuie să vedem unde duce lesa. Și dacă mai avem niște oameni în vârful statului care să execute ordine și să răspundă la comenzile altora, înseamnă că în scurt timp vom deveni o colonie cu pașaport. De 30 de ani toți fac ce spun alții, cu excepția unuia, pe care puteți să-ți mă cer. Traian Băsescu, cu cât îl criticăm noi, să știi că s-a luptat cu ei până la un moment dat. Da, fără doar și poate, cei 10 ani cu președintele României Traian Băsescu au fost complet diferiți de cei 10 ani pe care i-am putea avea. România și-a câștigat cu Iohannis. Și-a câștigat o mare parte din demnitate pe care a pierdut-o acum. Da, mă, bine, asta e altă emisiune. Acum mă târăști într-un alt subiect. Iohannis versus Băsescu, ce înseamnă pentru cetățean? Ce înseamnă pentru cetățean și ce înseamnă atenție pentru clasa politică? Pentru că sunt două români. Pe toți care spun îl regretăm pe Băsescu. Băi, Adriane, la 8 din 10 capitole și eu îl regret pe Băsescu azi. Dacă ar fi să avem 10 capitole în ceea ce înseamnă președinția României, la 8 din 10 îl regret pe Traian Băsescu fără doar și poate. Nimeni nu e perfect. Bun, de acord cu tine, numai că trebuie să înțelegem. Cei 10 ani cu Traian Băsescu au fost două Românii. O Românie care a afectat românul și o Românie care a afectat politicianul român. Două Românii distincte. S-a terminat cu Băsescu, da, s-a terminat și cu, cum o cheamă, Chioveși și cu cătușele și cu DNA-ul. Na, greșești, Chioveși și cu cătușele a început din ziua când Băsescu n-a mai fost acolo. Adu-ți aminte, până atunci n-a fost spectacol. Niciodată, cu cătușe și cu Chioveși. Despre Chioveși știam și noi așa, câte puțin, da? După aia, Chioveși și cu partenerul ei de la SRI, da? Domnul Coldea. Domnul Coldea a făcut acest spectacol, ne-au nebunit, au băgat draci și frica în toți politicienii, fiecare s-a ascundea nu știu pe unde putea, da? Și făceau... Și uită-te pe lista aia neagră, că pe mine m-a șocat. Cum poți să faci o listă neagră cu niște oameni pentru să-i condamn pur și simplu că sunt... Cei care nu gândesc ca tine. Cine nu e cu noi, e la pușcărie. E supărat pentru că era și numele tău pe listă. Da. De ce era numele tău pe listă? Nu știu, întreabă-i pe nenorociți, că n-am furat în viața mea nimic. Știi ce este trist? Trist este că niște oameni corecți care încearcă să respecte țara asta și care încearcă să fie devotați acestei țări sunt și au fost și sunt în continuare legați nevinovați și trist este că au trecut 30 de ani în care am distrus o economie, am distrus o țară și nu trăim mai bine decât înainte. Oameni buni, urmează partea a doua a emisiunii. Sunați-vă prietenii, vecinii și rudele. Un primar pesedist, un primar de oraș, un primar pesedist este atât de hăituit și de prigonit încât a ales să rupă tăcerea. Vine în direct în studiourile B1 TV să vorbească despre mafia din interiorul partidului cel mai puternic din România. Nu ratați!